Dacă ai fi realist, fă-ți un beat să semene cu faptul ăsta de prost. 3, 2, 1 și... Five Gang s-a întors! Nu ne interesa. În afară de Pain, care e pornav săracu. Cred că am uitat să vă salut. Deci salut, eu sunt Sherry, sunt aici cu Gami, cu Exploit și cu Dia. Dați-mi follow pe Instagram. Și mie, și nouă. Andrei Gavril și acolo frumos. Dacă vreți, puteți să-mi dați și mie un follow. Vedeți cât de politicoasă e Dia față de ei. Și astăzi eu vă oblig să-mi dați follow. Astăzi facem ceva ce nu am mai făcut pe canalul ăsta de mai bine de un an. Și o să facem cu Five Gang toată chestia asta. Și anume, o să citim comentarii de hate, de la hateri. Niște oameni minunați. Și proști. Salut, sunt pe scaunul celui care și-a m***e. Deci avem așa. Are dreptate. Deci primul comentariu vine de la Addison. Poți să mai lași un comentariu, ai același tricou în c***a mea negru cu Pepe Jeans on, în c***a mea de două. L-am mai purtat de mult. Cum de mult de ieri? Bă, ok, hai să revenim la anul trecut. Probabil o să mă credeți un hater, mă rog. Chestia e că mă doare atât de mult, încât nici nu vă urăsc. Frate, asta numiți voi muzică? Doar să vă bâdeți pe tipe bune, bani, mașini și mafioții Bucureștiului. Mereu cadre pe lângă mașini și tipe bune. Ăsta e un comentariu la Rap Battle, unde n-a fost nicio tipă bună în clip. A zis special Rap Battle să apar doar eu cu Gami în clip, să nu fie tipe bune. Dar... Gami! Și tipe bune, păseleg tipe, dar bune... Deci, primul comentariu de la... De ce p***a mea e o husă cu un unicorn? Da, exact. Poți să lași un comentariu, pentru că e lame, cum bagi telefonul în buzunar dacă ai o husă cu unicorn. Continuând cu videoclipul, unde eram? Mamă, ce ți-a zis-o? Hai mă zi. Prea multe coșuri, dragul meu, ești pe ciclu? Adevărat, și eu te-am întrebat. De fapt, coșul da, vin înainte ce-i drept, ce-i drept, bă, dar ți-le scoți tu, ți-le faci tu ceva la ele, că uite ce ai în bărbie, mai ales, s-au bătut turcii la tine în bărbie, ești de pula cap. Hai să vedem ce hate are. Exploit Beats. Marius J.R. Dați-vă în p***a mea cu gang-ul vostru, că nu reprezintă nimic. Ce m***ți voi te gândați despre bani, golănie, dar dacă o pun în față cu unul de 10 ani, nici pe ăla nu-l puteți bate. Sunteți doar niște copii care nu știu ce e aia viață. Ești cel mai golan dintre toți, să știți. Noi nu cântăm despre golănie, măi, ești nebun acolo, noi n-am cântat niciodată despre golănie. Pe lângă că-s Caterinca piețele noastre, adică. Da, totul ea miștoși. Nu vă deranjate, zbor pe geam! Păi nici la Caterinca... Da, corect, da, aia a fost golănie. Exact, cum explici asta? Aia a fost golănie. Că zbor pe geam dacă mă deranjează, adică... Bine, eu sunt mangogat, totuși, da, am înțeles ideea, da. Ce-ai făcut, Smigel? Smigel? Cine te-a bătut de-aia atâtea bube la gură? Sau n-ai mai mâncat de luni întregi? Herpes. E mișto melodia, dar e de c***at. Hai de mișto melodia. Băi, de c***at, n-ai de c***at. Nasoi, adică, vă zic că a fost, a ascultat focul până la partea lui Dia. Și fix atunci la ezi de Dia a scris, e mișto melodia. Cred că a ajuns la partea lui Pain. Adică zici asta că Pain nu e aici și n-ai cum să se apere, nu? Cât de penibil ești să mor, ai un haz maxim. Lasă-te, băi, carapultă! Nu înțeleg de ce îi spuneți voi Exploit să se lase, când eu oricum nu postează vloguri în casă. Da, că deja s-i e răsat de chestia asta, n-a fost niciodată apucat, nu știu cum să vă zic. Părerea mea este că partea mea din focul nu este cea mai proastă și vă contrazic total. Și care este cea mai proastă? Nu este nicio parte mai proastă, fiindcă toți suntem egali și toți avem... Cine nu este nicio parte mai proastă? Așa zice cel care are cea mai proastă parte, toți suntem la fel. Toți suntem la fel. Du-te, bă, și f***te ceva că ți-a ieșit coșul. Corect! Cum o cheamă? Zanoschi Remus. Zanoschi Remus, frate, ai mare dreptate, ții să precizezi. Nu este adevărat. Te cheamă cumva Diana cât de la Diana c***at? Ce-i așa amuzant? Îmi place cum mă citește cu entuziasm. Te cheamă cumva Diana cât de la Diana c***at? Am auzit așa de happy și nu mă așteptam. Comentariul are better. Îți zic sigur cine a pierdut. Eu și cu restul 1.3 milioane de oameni care ne-am uitat la c***atul ăsta. Ce ai făcut, c***? Ai vrut să te bărbirești și ai încurcat bigul cu toporul? Dar toate despre coșuri. Gami, toate sunt despre coșuri, nu pot să cred. Ce aveți cu coșurile mele? Coșurile aici nu văd fața lui, văd numai coșurile așa, au bluri. Gami, știți despre următorul comentariu? Coșuri! Îmi este scârbă când mă uit la fața ta. Nu ai avut ceva să astup coșurile alea, jalnic. De nimeni nu vorbește despre cât de arogant ești, cât de... Eu sunt arogant, nu. Felicia Ciulin. Dă hate-ul ăla, Rin, Felicia Ciulin. Ce voce nesuferită are Exploit. Nu mai știți ce să faceți pentru vizualizări. Terminați-l. Da. Chiar ești un terminat. Trebuie să recunosc. Chiar știm ce să facem pentru vizualizări.
După cum se vede. Avem pe Dia, dar profităm exact, de Dia. Exact, profităm de Dia. Probabil thumbnail că clipul ăsta o să fie cu Dia. Pentru că aduce vizualizări să avem o fată în thumbnail. Cred. Dacă ai fi realist, fă-ți un beat să semene cu fața asta de prost. Corect. Ar fi mișto. Chiar ai față de prost. Nu comentez. Tu cum să comentezi, ar fi cu urmea, uite-te la fața ta. Du-te mă de aici. Sună, trebuie să sună cineva. Spune. Alo. Trebuie să-i băgat piciorul. Ești impresat și nu mă ai la avantaje. Ești de... Hai mă, gata, să-mi citesc asta. Rareș Mihai spune, te-ai dat singură de gol, ai zis că le vezi mesajele fanilor, dar nu răspunzi. Asta arată clar că nu dai 2 bani pe diamantele tale, nici sin nu le dai. În altă ordine de idei, vocea ta sună foarte prost, îți dau un sfat, fă o facultate și lasă baltă muzica. Corect, ai trebuit să faci o facultate. Da, fix. Și tu lasă baltă muzica. Eu să las baltă muzica. Da. Dar ce aveți cu muzica? Dar ce aveți cu muzica? Dar ce cu facultatea? Dar nu din partea mea, pentru toți săracii cu facultatea, abitale ani! Vreți să vă zic părerea mea? Vreți? Spune-ne! Da. Sunteți doar niște copii răsfățați care se cred bogați și cei mai tari, dar voi încă depindeți de părinții voștri. Sunteți niște copii retardați cu un viitor doar în YouTube. Dar și YouTube-ul cât o să mai fie? Când o să dispară YouTube-ul, o să vă mănânce câinii. Nu, deci stai, în primul rând, noi nu depindem de părinții noștri. Asta ca să fie clar din start, corect. Niciunul de aici nu mai depinde de părinții lui, foarte mult timp. Și în al doilea rând, tot argumentul ăsta că dacă mâine ar dispărea YouTube-ul, ați fi generația mea, va mânca câinii, este cel mai prost argument. E ca și cum ai spune unui medic că dacă mâine toată lumea ar fi sănătoasă, ai fi un retardat. Adică n-ar avea niciun fel de sens în lumea asta, ceea ce este adevărat. Dar... stați liniștiți, nu vă faceți griji despre viitor. Noi nu dispărem. Nu vă faceți griji despre viitorul nostru, o ducem fac, o ducem bine, hatere, da, suprime, hatere. A fost atât de frumos. O ducem foarte bine, hatere, la mai mult suprime, hatere, adevărat, la niște naicuri noi, hatere. Salut, eu sunt Gami și în acest videoclip, ca în fiecare dată, fer să mă laud cu toate lucrurile hainele, încălțările mele scumpe pe care mami și tati mi le-au cumpărat, chiar dacă ei muncesc o mulțime. Mie nu-mi pasă și sunt un ipocrit și am să mă laud mereu, îmi permit să cumpăr orice, că dar n-am mame și tati au buget. Singurile lucruri pe care nu le pot cumpăra sunt băiețeala și caracterul, dar sunt mulțumit cu altfele mele care au inclinație spre o ființă de sex feminin. Explică. Mami și tati nu-mi cumpără haine, pentru că mami și tati nu fac așa mulți bani cum credeți voi. Ca mine. Vreau să zic că nu fac așa mulți bani ca mine, dar după aia zis, hai totuși să nu fiu de c***at cu mama, totuși, adică... Păi chiar nu face mama câți bani fac eu, da. Și nici tu cât face ea. Puța pește băgat în bulion. Puța pește? Puța pește băgat în bulion. Nu vreau să știu. Imaginați-vă un pește băgat în bulion. Nu vreau să știu cum miroase. Nu, dar eu am auzit puța pește. Puța pește. Ce puța pește. Dar știți că sunt sardinele alea băgate în sos de roșii. Gata că vine mirosul. Și voma. Și voma. De când ești cu Alvarez ai început să te machiezi și să te îmbraci mai la modă. Ce, nu te plăcea Alvarez înainte? Dar ce ai ora că te îmbraci la modă și te machiezi, adică... Sau dacă... Da. Cum să nu mă plac înainte dacă s-a cumplat cu mine înainte să... Poate nu mai plăcea. Creier! Ce p***a mai e asta? Vă dați mare așa? Tu ești Lamborghini, eu sunt Logan? Bă, eu sunt BMW! BMW-urile astea noi sunt mult mai bune decât jabrile astea de Lamborghini. Asta parcă e un cântec de copii. Băgați și voi niște cuvinte vulgare în p***a mea. Alex Marian consideră că ar trebui să fie altă fată în gang. Bă, nu e de așa rea dacă stai să te gândești să faci la urmă. Da. Nu știu dacă a fost cea mai inspirată decizie. Asta a fost ultima întrebare și ultima mea apariție în videoul Refight Gang. Asta numiți voi drum spre succes? Trebuie să recunosc, Andra Bogan are dreptate mare cu piesa ei numită Dislike. Chiar sunt de acord cu mesajul pe care a vrut să-l transmită celorlalți. Voi învățați copiii mici de vreo 4 ani să înjure fredonând melodiile voastre de toată ghena de gun... Boss, da, aia a stricat o generație, nu Dislike. Și ce înjurături? Ai greșit melodia, băiatul meu. Ce înjurături în p***? Banii și valoarea au înlocuit adevărata valoarea voastră? Valoare. E din aia de comunistă, de aia de cântă trei culori, cunosc pe lume. Și să vă vedeți voi de școală să ajungeți totuși ceva pe pământul ăsta. Deci în primul rând! Deci în primul rând, noi deja suntem ceva pe pământul ăsta. Unu-i niște ființe umane. Doi la mână. Asta mă deranjează ce mai mult, măcar dacă era lăsat la focus sau la whatever. Comentariul ăsta a fost lăsat la piesa Rap Better. E efectiv o piesă, o caterincă făcută între noi, între doi prieteni. Își dau insulte unul la viață și mi se pare super caterincă, gen. Efectiv ne recunoaștem defectele în piesa aia și tu vii și zici că de ce ne dăm atât de șmecheri? Gen, nici nu ne dăm șmecheri. Da, de mai ceea ce spui s-a fumat.
Ieregami, Iaredia, Ierexploit, dați să follow pe Instagram și ori, nu? Și cantă... Da, doar ceea ce se întâmplă frumat, v-aș vrea să dați un pumn butonul like, să dați un share pe Facebook, mi-am foarte, foarte mult, dacă încă n-ați făcut să vă abonați. Noi am fost 5gang-pain, pain foarte bine mai repede.